prima carte a Cronicilor, la capitolul 21. Și am citit de la versetul 7 până la versetul 18. 441 din pagina 100. Deci, întâi Cronicilor, capitolul 21, începând de la versetul 7. Porunca aceasta l-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit mare păcat făcând lucrul acesta, iată fără de legea robului tău, căci am lucrat din totul ca un nebun. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David, du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spune înainte trei urgii, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a zis, așa vorbește Domnul, primește, sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnici tăi și să fii atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și Îngerul Domnului să ducă nimicina toți ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Să cadă mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și a părut rău de omul acesta și a zis îngerului care îl nimicea, destul, acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă arele Ornan, Iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe Îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci au căzut cu fața la pământ și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie, să ridice un altar Domnului în area lui Ornan, Iebusitul. Amin. Amin. Vă rog să vă fac rog. Pentru început, aș fi în voie să exprim mulțumirea și bucuria de a fi împreună cu voi în dimineața aceasta. Vă salut cu toată dragostea, numele meu personal, a familiei mele și al bisericii în care slujesc cu ajutorul Domnului, frate celălalt din conducerea bisericii, vă transmit salutări de pace, de binecuvântare, de binecuvântare, partea Domnului, numărul Domnului, de genul și celelalte, de toate planurile pe care suntem angajați, și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Suntem în casa Domnului și ne-am bucurat împreună la cântare, la rugăciune, și acum să deschizi cuvântul Domnului înaintea noastră și cred că Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Cuvântul Domnului este Duh și viață. Amin. Este cel care ne aducă viață, dar viața aceasta se manifestă prin bucuria noastră, se manifestă prin înviorarea noastră, se manifestă prin motivarea noastră. Cuvântul Domnului trebuie să ne motiveze, să ne dorească un impuls nou. Ieșim de aici, să ieșim cu o dorință mai puternică de a sluji pe Dumnezeu, o dorință mai puternică de a corecta anumite lucruri din viața noastră care nu sunt potrivite și care nu ne ajută să înaintăm. Poate că tocmai din potrivă ne fac ca să dăm înapoi pe calea lui Dumnezeu. De fapt, noi suntem angajați într-o fel de călătorie pe drumul acesta al mântuirii, care a început atunci la convertirea noastră, când ne-am întors la Domnul. Și drumul nostru trebuie să aibă o alură ascendentă. Cu totul că, știu că cei de la catecheză desenam acolo pe tablă o linie ascendentă, care spune voi, acum sunteți în punctul A, aici la convertire, da? Iar viața voastră trebuie să facă așa ca o linie care urcă. Până unde urcă? Până când ajungem la desăvârșirea noastră. Desăvârșirea noastră nu se va fi atins decât atunci când ne vom întâlni cu Domnul. Numai atunci trebuie că atunci când ne vom întâlni cu El, vom fi ca El. Pentru că vom vedea așa cum este. Acum, acesta este ideal. Problema este că uneori
linia aceasta nu este ascendentă, este o linie plană. Apostolul Pavel se plângea că o biserică, când am vrut să vorbesc cu unor oameni mari, dar îmi pare rău că trebuie să vorbesc cu unor purci în Hristos. Tot copii ați rămas, nu sunt venit în afară. În Evrei, de asemenea, iarăși Apostolul se plânge că voi trebuia să fiți învățători de mult. Să fiți oameni maturi, dar nu sunteți maturi, sunt tot copii ați rămas. Trebuie să vă rănești și că voi cu gran, cu lapte, cu hrană pentru copii. Poate că pentru unii, linia aceasta, amântiată, aceasta mântuirii, nu este nici măcar o linie plană, că sunt oameni sinusoide, o altă sub, o altă jos, o altă sub. Tot un faliment, e păcărit. Nici vrea să meargă mai bine, iar. Deci, noi trebuie să dovedim maturitatea. Trebuie să dovedim consecvență în trăirea noastră, pe drumul mântuirii. Noi am fost mântuiți atunci când am crezut. Dar mântuirea aceasta trebuie să o ducem până la capăt, până când ne vom întâlni cu Domnul. Numai atunci vom intra în faza finală a mântuirii, când vom fi împreună cu Domnul. Până atunci trebuie să luptăm. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Cuvântul Domnului din ziua de astăzi, din 1 Cronici, capitolul 21, aici ne vorbește despre omul lui Dumnezeu, despre David, care, datorită unor decizii personale, a făcut ca să intre într-o criză, nu numai el, ci să intre în criză între poporul Domnului, între poporul Israel, într-o criză profundă. Ce s-a întâmplat? David deja era înspre finalul vieții lui. Deja a făcut multe. El a avut o viață în care el a fost un războinic, a fost un bun strateg, un bun militar. El a reușit să câștige pe inima celor soldaților lui, îl urmau, îl îndrăgeau. Și a ajuns ca să-și exercite dominația asupra cultură, pe tot vecinul lui să-i pună la respect. De Filistei nu mai auzim în Sfânta Scriptură decât așa, tangențial, pe aici și pe acolo. În întâia carte a lui Samuel, Filistenii erau foarte puternici, erau un popor puternic. De câteva ori i-au pus la respect pe israeliți. Dar după David, deci Filistenii i-au redus la tăcere. Nu numai pe ei, au și cu amoniții, și cu moabiții, și cu popoarele din partea de nord, el și-a întins dominația până undeva acolo, aproape de zona Eufratului. Și, deci, a avut succes. Și acum, ce s-a gândit el? Hai să vedem totuși cât suntem de mulți. Să facă numărătoarea poporului. Acum nu era sistemul acesta computerizat, atât de modern cum este astăzi. Și nou ne sună oarecum straniu, cum de el pedepsește Dumnezeu pe David pentru că face numărătoarea poporului. Noi, în cultura noastră, unde recensăminte se fac periodic, unde statisticile sunt foarte bine puse la punct, organizate, totul este foarte bine gestionat, dar nu numai atât. În Vechiul Testament, în cultura evreiască, și acolo, și ei aveau niște spite de neam foarte rigoros îndocumite. Numărătorile care le aveau ei și care s-au rămas scrise acolo, în Cartea Numerilor și în celelalte cărțile lui Moise, cu cifre exacte, tot. De ce, de data aceasta, Dumnezeu să mâine pe David și încă rău? Rău de tot să mâine Dumnezeu pe David. Problema nu a fost numărătoarea în sine. Ioab, care era mâna lui dreaptă, el a simțit lucrul acesta. De aceea, când David întâlnit să facă numărătoarea poporului, el se opune. Și încearcă să... Acum n-am putut să se opună pățiști, dar a încercat să facă pe David să înțeleagă. Spune să facă totul să fie de o mie de ori mai mult poporul Domnului. Dar eu cred că aici problema a fost motivația lui David. El a vrut, hai să vedem că suntem de mulți. Adică, în mod sigur suntem mulți, chiar foarte mulți. Și dacă suntem așa, suntem pentru că ne-am făcut grozav. Și în special eu.
Și motivația aceasta a costat pe David rău. Rău de tot. Noi, în viața noastră, de multe ori luăm decizii. De fapt, în fiecare zi luăm decizii. Dar unele decizii pe care le luăm în viață sunt cele care ne marchează. Care lasă urmă. Mai mult, când suntem responsabili, de exemplu, ești tată, ești mamă, ești responsabil în biserică, ești responsabil la locul de muncă și e o decizie personală, aceasta decizie va afecta, nu va afecta nu doar pe tine, ci va afecta și pe ceilalți. Va afecta casa, biserica, colectivul din care faci parte. Va avea urmări, bune sau rele, depinde cum. Și tocmai de aceea, în specialiștii în management încearcă să inducă această strategie. Dar niciodată să nu iei decizii de unul singur. Lucrează în echipă. Ia decizii sau dacă hotărăști ceva, dar consultă înainte cu oamenii din jurul tău, cu echipa cu care lucrezi. Cere-le și lor părerea. Chiar dacă probabil că și decizia ta sau propunerea ta va ajunge să fie luată de bună, să fie acceptată de majoritate. Dar cel puțin ai spatele acoperit. Ai avut din start celorlalți. Deci David ia o hotărâre singur, o hotărâre motivată de mândrie și Dumnezeu se supără pe el și se hotărăște să-l pedepsească. Deci Dumnezeu a fost categoric. Spune, nu te pedepsesc sau nu te pedepsesc. În mod sigur te vreau să te pedepsesc. Ce poți să alegi tu? Îți spun înainte trei variante. Care din aceste trei le alegi? Dar David, înainte de a-i vorbi Dumnezeu, atunci David se trezește. Pune în textul paralel din Întâi Împărați și după ce a făcut vărătoarea poporului, spune că inima lui David a început să bată cu putere. Pentru că atunci și-a dat seama că și-a făcut un lucru greșit. Mânat de o motivație greșită. Și Dumnezeu îi pune trei variante. Să trei ani de foamete, trei luni în care să fugi dinaintea vrăjmașului sau trei zile în care să bântui ciuma în țară. Și David aici ia o decizie înțeleaptă. Spune, nu vreau să cad în mâinile oamenilor, ci vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu, pentru că lucrările lui sunt nemărginite. Ce este ciuma? Ciuma este o boală infecțioasă, produsă de o bacterie, care înaintează foarte repede. Persoana care este infectată ajunge să crească febra, ajunge la febra foarte, foarte, foarte ridicată, apoi vărsături, apoi ajunge chiar să delireze. În anumite părți sensibile ale corpului, zona gâtului, zone laminale, apar niște umplături foarte dureroase. Căci, fără tratamentul modern din vremele noastre, în secolele trecute, ciuma era o bolă fatală. Ducea la moarte. În mod inevitabil ducea la moarte. A fost o epidemie de ciumă, este numită în istorie ciuma neagră în Europa, din secolul, de la mijlocul secolului XIV, când această epidemie, care este foarte, foarte contagioasă, se transmite foarte repede, deci a intrat în Europa, venind de undeva din Asia, și spune că și istoria, că și între o treime și aproape jumătate din populația Europei a fost decimată de ciumă în vremea aceea, datorită lipsei unui tratament, datorită dimensiunii foarte ridicate la care a ajuns, boală. Deci, uitați că aici, în trei zile, poate că nici nu au fost trei zile ciumă, dar încă 70.000 de oameni au murit în datorită bolii care se extindea foarte repede și producea moarte foarte repede. Privind la acest tablou din Sfânta Scriptură, am gândit să abordăm o problemă cu care ne întâlnim de multe ori în viață. Întrebarea mea este următoare. Cum gestionăm copiii? Eu mai urmăresc pe cei din politică, mai ascult pe unii de alții și
Și mi-a rămas așa în memorie, că de multe ori, când țara aceasta în care trăim a ajuns în situații de criză, opoziția nu acuza guvernantul pentru criza propriu-zisă, ci pentru modul în care a gestionat criza. Ba, de exemplu, cazul Prestige. Cargherul s-a rupt în două și a venit petrolul pe coastele Galiciei. Sau OSR, cazul incendiului din Guadalajara, de 12 ani, sau cât a fost. Sau alte crize asemănătoare, care au marcat viața politică și au adus pagube. Deci, opoziția spunea, dom'le, cum ai gestionat? Ce ai făcut atunci? Problema trebuie să o punem pentru că, de multe ori, crizele sunt inevitabile. Acum nu sunt adeptul hazardului. Nu, nu, noi suntem în planul lui Dumnezeu. Și vorbim în biserică. Dar Dumnezeu îngăduie, de multe ori, crizele în viețile noastre. Dar întrebarea mea este, ce facem atunci? Cum abordăm o situație ca aceasta? Înainte de a intra în miezul probleme, vreau să lămurim două lucruri. În primul rând, haideți să vedem totuși când suntem în criză. Și, de asemenea, de ce ajungem în situație de criză. Acum, nu suntem în criză când ne doare două zile consecutive cap. Acum, când o problemă de sănătate importantă, o boală cronică sau o boală gravă, te duce într-o situație de criză. Într-adevăr. Acum, nu suntem în criză când am picat la un examen. Este într-adevăr, ceva neplăcut. Dar nu suntem într-o criză. Nu suntem într-o criză când, știu eu, nu ies lucruri așa cum am crede noi. Deci, avem o problemă de sănătate importantă, o problemă gravă, suntem în criză. În cadrul cum ne-a rugat la timpul de rugăciune. Acum, poți să fii în criză atunci când te îndoiești de identitatea ta spirituală, o numită criză de identitate. Când nu mai știi dacă ești mântuit sau nu ești mântuit. Când te clatin în credință, ești în criză, spun eu. Și probabil că mulți care sunt, ajută să de aceea și nu știu că sunt în criză. Cred că sunt bine, așa cum sunt. Nu, când ajungi să te îndoiești de mântuirea ta, încă deja ești departe de tot. Ești în criză atunci când este în pericol stabilitatea familiei tale. Ești în criză atunci când este în pericol mântuirea celor din casa ta. De exemplu, a copiilor. Nu te mai ascultă, când o iau pe drumuri greșite, când se duc în lume. Nu? Și sunt familii care sunt în situația aceasta. Avem și noi în biserică și continuăm să-i sprijinim, să ne rugăm. Problema este că sunt unii și care nu iau atitudine, părinții, nu apelează la sprijinul bisericii, al conducerii bisericii. Nu toți, dar mai sunt și din aceștia. Ești în criză și când ajungi la limită, din punct de vedere economic. Acum că într-o zi nu poți să-ți cumperi ceea ce vrei tu, să-ți umpli carul, dar ai putut să-ți cumperi și pâine, și carne, și zahăr, nu ești în criză. Acum, când ajungi să nu mai poți să plătești ratele, când ajungi să nu ai pâine pentru ziua următoare, deci atunci, într-adevăr, ești în criză. Deci, sunt câteva situații care sunt probleme care ne afectează și de obicei care ne afectează pe termen lung. Al doilea lucru care vrem să lămurim, de ce ajungem în situații de criză? Ajungem în situații de criză de cele mai multe ori din cauza greșelilor noastre. Datorită propriilor noastre greșeli. Datorită încăpățânării noastre. Datorită aroganței noastre. Datorită nepăsării noastre. Datorită indolenței sau alinelenei noastre. Pentru că nu facem ceea ce trebuia să facem. Deci, uneori ajungem în situații de genul acesta. Și să știți, ajungem uneori în criză, așa, pe politica aceasta a pașilor mărunți. Nu ajungem dintr-o dată. Ajungem încetul cu încet.
simplu, așa. Astăzi trebuia să faci lucrul și nu l-ai făcut. Mâine trebuia să-l faci același lucru și iarăși nu l-ai făcut. Și tot așa. Din aproape în aproape, dar iată încerci. Tot mai jos mergi. Tot mai jos mergi. Nu mai urci, cum spuneam la început. Și te duci în jos. Sunt unii care nu vor să nicio formă, nu. David n-a fost de neclintit. Nu, nu-l facem numărătoarea poporului și eu sunt părat și trebuie să-ți facem cum spun eu. Nu a primit niciun fel de contestație. Toată lumea trebuie să se adunească spatele meu. Mai sunt situații în care ajungem în criză pentru că Dumnezeu vrea să ne crească, vrea să ne maturizeze. Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție. De fapt, aceasta este o consecință a primului. Dacă suntem căpoși, dacă suntem încăpăținați, dacă suntem leneși, există oameni cu care e greu de lucrat. Și lui Dumnezeu este greu să lucreze, pentru că nu, oamenii nu cooperează. Nu vor să facă nimic. Sau nu vor să facă ceea ce li se spune să facă. Și atunci, uneori, Dumnezeu îi lasă pe astfel de oameni să ajungă până la faliment. În pragul falimentului. Și numai atunci, cum spune românul, numai când dai în toate. Deci când ai ajuns în capăt, nu mai poți să vezi mai încolo, pentru că acolo dai în capăt, atunci te trezești și îți dai seama unde am ajuns. Îți dai seama că ai ajuns undeva. Și te trezești acolo, în fundul drumului. Când ai ajuns undeva, și ești deja în plină criză. Îți dai seama că nu mai poți să faci nimic. Spui tu, atunci. Și Dumnezeu uneori te lasă așa. Sau Dumnezeu însuși vrea ca să ne maturizeze. Chiar dacă probabil că n-am greșit. Probabil că nu suntem într-o situație așa de care spuneam înainte. Dar Dumnezeu vrea să ne crească. Să știți. Cea mai bună școală prin care înveți, prin care te maturizezi, este școala suferinței. Și nimeni nu vrea să accepte aceasta, numai acel care deja a trecut. Și cei care au trecut prin suferință, după ce au ieșit de acolo și au văzut biruința, și au văzut mâna lui Dumnezeu, și au văzut rezultatele, atunci au întâlnit la tot felul de persoane de genul acesta care au trecut prin crize profunde și toți răspund pozitiv. Toți mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care Dumnezeu a lucrat cu ei. Pentru că au învățat o lecție. Hai să citim. Evrei, capitolul 12, versetul 11. Acolo vorbește despre modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii și uneori folosește lui Iaua. Și spune așa, spune, este adevărat că orice pe diavol deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei, rețineți această frază, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Îți dă și pace și îți dă și pocăință. De ce spune neprihănire? Procedești prin școală. Mai există a treia situație prin care, datorită cărui fapt ajungem în criză. Pentru că Dumnezeu ajunge uneori în criză pentru că Dumnezeu vrea să ne folosească în scop Evanghelie. Sau Dumnezeu vrea să-și arate slava prin noi. Dumnezeu vrea să ne folosească de noi. Ne-a găsit pe noi. Este, de exemplu, cazul mamei Domnului Iisus, cazul Mariei. A venit la ea un înger. A avut o revelație. Ea era logodită. Urma să se căsătorească. Acum, visul oricărei fete este să se căsătorească. Își visează să fie miriasă. Acum, mă refer la lume normală, nu la lumea asta nebună, de la televizor și pe internet. Într-o lume normală, orice face își dorește să ajungă să fie miriasă. Și ea era acolo, să aproape să fie miriasă. Și în vremea aceea, dacă poporul legilor evreiești, dacă ea ar fi fost văzută însărcinată, înainte, pe de o parte, logodnicul ei trebuia să o părăsească, tocmai de aceea Îngerul îl pregătește și pe Iosif. Ca Iosif să fie, aibă lecția învățată, să știe că și acest adevărat cu Maria vine de la Duhul Sfânt. Este un caz special.
Pe de altă parte, bătrânii norocului trebuia pe femeia aceasta să o scoată în public și să o ucidă cu pietre. Pentru că era vinovată de păcat. Și Maria, drept la judecătoare, acestea. Dar eu cred că Maria, tocmai de aceea a fost aleasă cu Domnul, pentru că relația ei cu Dumnezeu a fost una solidă. Era o femeie matură, o fată matură. Acum, tradiția ortodoxă spune că era o adolescentă. Mă rog. Dar legătura ei cu Dumnezeu a fost atât de puternică, încât a fost cu deplin convinsă că este cuvântul lui Dumnezeu, atunci rostește cele precuvinte. Iată-mă aici, în roaba ta, facă-mi simt după cuvintele tale. Și numai după aceea, îngerul a plecat de la ea. Pentru că Dumnezeu, ea a înțeles că Dumnezeu vrea să o folosească, să-și arate slavă. La nunta din Cana. Acum, parantez, și noi ne pregătim de o nuntă în casa noastră. Domnul se vine cu zece. Din care urmează. Dar vrem să fie totul perfect, nu? La superlativ, dacă se poate, la nuntă. Și nunta din Cana ajunge în criză. Că se termină vinul. Și ce-ar fi scris iar în ziua următoare, lângă mă răștept, mi s-a terminat mâncare, mi s-a terminat băutură, nu mai putut din nume, s-a făcut de rușine. Dar acolo spune un verset acolo. Spune, acest început al semnilor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Spune, El și-a arătat slava și ucenicii Lui au crezut în El. Lăudați să fie Domnul. Poate că Dumnezeu vrea să ne folosească. Să se folosească de noi. Ca să-și arate slavă, ca să fie predicată Evanghelia, ca oamenii să se mântuiască prin crizele noastre prin care Dumnezeu ne trece. Domnul să ne binecuvinteze. Dar, acum, dacă suntem într-o situație ca aceasta, într-o situație de criză, ce faci? Ce facem atunci? David învață câteva lucruri. Ce este frumos la David aici este că el ține legătura cu oamenii spirituali din popor, în special cu prorocii și cu preoții. El a mai fost într-o criză odată, criza lui Uză, criza chivotului. Și când a doua oară vrea să ducă chivotul la Ierusalim, numai atunci David se trezește. Și atunci își dă seama că cu dorința lui de a sui chivotul a fost bună, dar a greșit prin modalitatea pe care a folosit-o. Și atunci adună preoții, adună leviții și spune așa, voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă și luați chivotul și duceți în joc pe umbe. Spune, de aceea ne-a lovit Domnul întâia dată, pentru că nu l-a căutat după lege. Prima dată a pus chivotul în car, după modelul Filisterilor. A doua oară o trebuie să-l ducă după cum scria în lege. Dar nu și-au dat seama numai după ce Dumnezeu i-a lovit odată. Acum, de data aceasta, Dumnezeu cooperează foarte de aproape cu prorocul Gad. Vine prorocul și spune, așa mi-a vorbit Domnul să-ți spun. Și David ia aminte. David acceptă cuvintele ca fiind venite din partea Domnului. Este un lucru extrem de important. Când ajungi în criză, primul lucru pe care trebuie să-l faci, nu pierde legătura cu biserica, cu păstorul, cu conducerea bisericii. Nu te deslipi de Scriptură, nu te deslipi de o dăință. Am ajuns și am văzut oameni și știți care e prima reacție a celor care ajung într-o situație de exemplu, cu orice bolnav, orice într-o criză economică, sau într-o criză de identitate și mai ales crizele de identitate spirituală. Spune, păi nici nu mai vin la biserică. Am auzit, nu mai vin la biserică. Ce să caut la biserică? Exact lucrul pe care îl vrea diavolul să-l faci. Și exact contrarul la ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Păi ajuns într-o situație ca aceasta, ține legătura cu biserica, pentru că te vor sprijini în rugăciune. Ține legătura cu oamenii lui Dumnezeu, du-te și stai de vorbă cu ei, cere-le sfatul. Cel puțin, doar simplu fapt că te-ai descărcat, că ai spus, e un lucru care se folosește. Ce psihologii spun aceasta? Sunt câteva cazuri în Sfânta Scriptură. Mie îmi place mult un împărat din Vechiul Testament, pe nume Asa. Asa a fost un împărat bun. Nu a despre el și despre Ezechia se spune că a umblat în tocmai cu Dumnezeu ca și tatăl lor David. Ceilalți toți s-au făcut bun, dar au avut scăpări de loc.
Știți de ce s-a ajuns să fie un împărat bun? El a avut o moștenire spirituală precară. Roboa bunicul lui s-a dus în rătăcină. Cel care a venit tatălui abia și tot cap acolo a fost. Deci el, deja la a treia generație, când oamenii deja se depărtează de Dumnezeu, deja apăruseră înălțimile, deja apăruseră tot felul de idoli, deja apăruseră sodomiții, nu, la mod, nu? Deci apăruseră tot felul de urăciuni în țară și el ajunge împărat. Și tânărul împărat, când ajunge și vede responsabilitatea pe umerii lui, atunci la un moment dat spune, primește un cuvânt profetic. Vine prorocul și spune, ascultă asta. Domnul este cu voi dacă sunteți și voi cu El. Și dacă îl părăsiți, și El vă l-a părăsit. Și acest cuvânt pe barat îl pune pe gânduri. Și și-a dat seama că și El, ca să scoată poporul din criză, trebuie să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și a pus, și-a făcut o reformă în popor. Și a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Cel care a venit după el a continuat reforma lui Asa. Și poporul Domnului s-a fost readus înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că unul a primit un cuvânt din partea lui Dumnezeu și l-a luat în mod serios. Spre sfârșitul șirului de împărați, apare un alt împărat pe nume Iosia. Iosia a fost un împărat de glavios. Și el a făcut o reformă importantă în popor. Dar știți ce l-a determinat pe Iosia să facă reformă în popor? Într-o zi s-au apucat să facă curățenie în casa Domnului. Uite-l! Cât de departe era închinarea, că nu mai era o leviță, nu mai era nimic. Tot să facă curat în casa Domnului. Și făcând curat în casa Domnului, spune că au găsit cartea legii. Undeva ascunsă, undeva, o oră plină de praf. Și-au deschis cartea legii și-au citit în ea. Și-au pus-o împăratul. Și-a citit-o în fața împăratului. Și când a văzut împăratul ce scrie în lege, privind apoi la realitatea în care trăiau ei, spune că și-a sfârșit hainele, și-a plâns. Și-a făcut o reformă importantă în popor. De ce? Pentru că a stat aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Stăi aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Hai să citim. Deuteronom 17 cu 18. Uitați ce spune și ce cerință era lege pentru împărat. Spune, când se va așeza pe scaunul de domnia al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. În momentul următor, spune, va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții ca să vezi să se cheamă de Domnul Dumnezeu lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Ajunge Iosua, responsabil, ajunge căpetenie. Și știți ce-i spune lui Dumnezeu? Dumnezeu lui spune, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de jura ta. Spune, cugeți asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci, spune, că vei spune toate lucrurile tale și atunci vei rugla cu înțelepciune. Când vei sta aproape de Scriptură, Domnul să le binecuvinteze. Vrei să ieși în criză? Ține aproape. De biserică, de oamenii lui Dumnezeu, de Scriptură, de rugăciune. Și ești pe drum bun. Domnul să te binecuvinteze. Într-al doilea rând, ca să ieși în criză, privește-ți pe tine însuți. Fă-ți o introspecție personală. Privește-ți, vezi ce ai greșit, unde ai greșit, de ce ai greșit. David a început să-i bată inima cu putere. Și-a dat seama că a greșit. Versetul 8 spune, și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. S-a uitat la el însuși și a văzut că și este vinovat, că a greșit. Versetul 17, și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului, oare am păcătuit, eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce-au făcut oare? Uitați aici de la, își asumă responsabilitatea unei decizii pe care a luat-o el însuși. Doamne, eu am greșit. Pedepsește-l pe mine, nu pedepsi poporul, pentru că eu sunt vinovat. De multe ori, Dumnezeu nu poate să lucreze și noi, pentru că nu vrem ca să acceptăm faptul că am greșit. Datorită aroganței noastre. Datorită mândriei noastre personale. Și nu vrem, nu,
considerăm că nu e bine, noi suntem bine, alții sunt răi. Și criteriul acesta comparației face atâta de mult rău în Biserica lui Dumnezeu, pentru că ne comparăm cu alții. Și dacă ne comparăm, eu sunt destul de bine. Dar modelul nostru nu-i celălalt, ăla greșit, ăla păcătos. Nu o zic că nu e așa, probabil că e așa. Dar modelul nostru trebuie să ne uităm spre Hristos. Și când ne uităm în oglinda aceasta și îl vedem pe Hristos în sfințenia Lui și în frumusețea Lui, numai atunci ne vedem pe noi, ca Isaia. Când a văzut pe Domnul, pe scaunul lui Domnie foarte înalt, poalele Maltelui umpleau templul, numai atunci a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, eu locuiesc într-un mijlocul lui popor, tot cu buze necurate. Adică toți suntem vinovați, toți suntem păcătoși. Numai atunci ne dă seama. S-ar putea să nu fii vinovat. Cum spuneam, s-ar putea că Dumnezeu să se folosească, să vrea să se folosească de tine într-un scop evanghelic. S-ar putea ca Dumnezeu să te treacă prin școala maturizării, să te crească, pentru că vrea să se folosească de tine. Probabil că n-ai greșit. Dar încearcă să identifici planul și voia lui Dumnezeu că are cu privire la tine. Acceptă planul lui Dumnezeu. Acceptă disciplina lui Dumnezeu. Acceptă școala lui Dumnezeu, dacă vreți. Așa cum este. Ajungem într-o situație și n-am greșit nimic, probabil. Și atunci începem să gândim, să murmurăm. Acceptă lucrurile așa cum sunt ele. Mulțumește lui Dumnezeu. Nu spune că Dumnezeu te-a părăsit. Dumnezeu este acolo împreună cu tine. Acolo în fundul drumului. Unde ești? Să vă dau un caz. Nu știu, a fost pe aici dată fratele Vasile Tofan. A fost frate pe aici. A fost? Deci a fost. La seara s-a fost în mărturia lui. Dar dați-mi voie să o repet. Deci el a fost un sportiv de performanță, în box. Boxul profesionist. A ajuns la performanță. Dar imediat după ce a venit Libertatea în România, el a fost racolat într-o de o grupare de delincvenți. S-au dus prin Germania că ei fac bani mulți spărgând magazinele de bijuterii. Și au reușit să dea câteva spargeri importante. Acum, ca și ulciorul, merge de câteva ori, dar se sparge. Și s-a spart și lor, că a ajuns în temniță. Ajungând în temniță în Germania, a stat acolo câteva luni bune, sau nu știu, un an și ceva, a stat în temniță, ca să-și spășească pediapsa, greșeala pe care el o făcuse, dar acolo s-a întâlnit cu un frate de-al nostru, care i-a predicat Evanghelie. Fratele nostru, un anonim, nu mare, nu nici mai am văzut de atât de el să fie ajutat să aducă mare păstor, mare evanghelist. Deci un anonim, un frate din biserică, a ajuns și el printr-o, din certe circunstanțe nefericite, în temniță, și el ajungând acolo, nu să stea posat, să stea, acum mă răzbrătesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că eu n-am păcătuit cu nimic, n-am greșit nimic nici împotriva lui Dumnezeu și nici împotriva oamenilor, și sunt în temniță. El a folosit oportunitatea pe care i-a dat Dumnezeu tocmai în temniță ca să predice Evanghelia. Și a plecat tocmai pe faptul acesta. Ce s-a întâmplat cu fratele nostru? El, cum erau români atunci în acele centre ale emigranților, era acolo, în centru respectiv, unde erau mai mulți români, erau mulți delinvenți. Și venind într-o razie a poliției pe timpul nopții, să-i ducă pe hoți, și-o luau și pe el, că era acolo cu ei. Să-i cerceteze. Și l-a cercetat câteva luni bune acolo. Dar în perioada când a fost cercetat, el a predicat Evanghelia și omul ăsta s-a pocăit. După ce s-au terminat cercetările, au ajuns la concluzia că este nevinovat, i-au dat drumul, i-au plătit destul de mulți bani pentru statul german, pentru că este un stat care se respectă, și apoi s-a dus și-a murit. Dar de acolo a ieșit un bărbat mântuit. Deci, el și-a dat seama că Dumnezeu vrea să-l folosească acolo. Sunt situații în care Dumnezeu vrea să ne folosească în felul acesta. Identifică situații. Și dacă ajunge acolo, mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru al treilea rând, dacă suntem în criză, ce trebuie să mai facem? David iarăși ne învață un lucru. El se duce și face ceea ce Dumnezeu îi spune. Spune că Dumnezeu i-a poruncit prin proroc să se ducă acolo în area lui Ornan, Iebusitul, și să ridice acolo un altar Domnului. Când ajungi în criză, și ți se spune să faci un anumit lucru, du-te și fă-l.
Fă ce trebuie făcut, lucru pe care trebuie să-l faci, chiar dacă te costă. Chiar dacă trebuie să plătești un preț, dar du-te și fă-l. S-a dus David în area lui Ornanie cu situl, spune, vreau să cumpăr terenul acesta, pentru că vreau să zidesc aici în altar Domnului. Vreau ca Dumnezeu să-și oprească urgia peste noi și Ornan acesta, un om foarte generos, spune, nu, dau tot, dau cadou și eu, și terenul, dau și boii, dau și lemnele, dau tot. Și David spune cuvântul înțeleg, nu vreau să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste. Păcatul este al meu, și vreau să-l plătesc eu. Pentru că așa îmi cere Dumnezeu să fac. S-ar putea să plătim uneori prețul aroganței. Când ajungem la capăt, acolo, la capătul puterilor, numai atunci poate că reușim să ne debarasăm de uneori de povara aceasta a aroganței. Numai atunci reușim să ne ducem și să ne cerem iertare. Poate chiar dacă nu suntem vinovați, dar să cerem iertare. Și de multe ori crizele ajung datorită de situațiilor de genul acesta, pentru că nu vrem să iertăm. Pentru că nu vrem să acceptăm iertarea altora. Sau cererilor de iertare ale altora. Și Dumnezeu vrea să ne învețe ziua de azi, să du-te și fă ce ai de făcut. Dacă trebuie să-ți ceri iertare, du-te și ceri iertare. Dacă trebuie să faci un anumit lucru care să te coste, du-te și plătește prețul acesta. Pentru că numai așa vei putea să ieși de acolo. Ajungem în situații de criză. Uneori sunt inevitabile. Dar problema este, ce facem atunci? Îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze? Acceptăm voia și planul lui Dumnezeu? Suntem dispuși să plătim prețul care trebuie să-l plătim atunci? Înainte de a încheia. Vreau să vedem ce face Dumnezeu din crizele noastre. Știți ce alătă Dumnezeu din criza aceasta poporului? Dă pagina, capitolul 22, versetul 1. Și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arfelor de tot pentru Israel. În area lui Ornan e pusitul. Acolo s-a zidit mai târziu templul Domnului. Dumnezeu vrea să facă dintr-o criză a ta. Să facă un templu în care El să locuiască cu adevărat. Să facă din tine. Așa spune David. Că noi suntem templul Duhului Sfânt. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Noi suntem temple. Dumnezeu ne trece uneori prin școala aceasta. A crizelor, a durerii, a suferinței, a neajunsurilor, a falimentelor. Pentru că vrea cu adevărat să locuiască El și numai El în viețile noastre. Nu mai așa cum putea să dăm afară ceea ce este potrivit din viețile noastre. Dumnezeu vrea să facă din tine un stâlp, un slujbaș, un om deosebit în casa lui Dumnezeu de care El să ne folosească. Dumnezeu poate să facă aceasta decât în situații de criză. Încă un exemplu. Când eram în România, în biserica unde eram, s-a pocăit polițistul din sat. Un bărbat tânăr, promițător. El s-a pocăit împreună cu soția. Azi, acum este conducătorul bisericii, acolo, lângă Târgu Lăpuș. El s-a pocăit, dar pocăința lui a fost nu doar, a semnat un punct de potrivire, nu doar pentru el. El și soția lui veneau de undeva dintr-o zonă acolo de la Târgu Lăpuș înspre munți, înspre munții Țibleșului, unde sunt câteva sate, unde nu sunt pocăiți deloc. O poziție atât de agresivă față de pocăiți, poate că nu am sub o Românie, ne găsesc la ceva cum era acolo. Au venit pocăiți, acolo își spuneau oamenii, aici pocăiți nu o să intre niciodată. Și s-au pocăit tocmai ei. Acum, inima ei după ce s-au pocăit, s-o pocăi cu adevărat. Inima lor a început să bată pentru satul lor. Localitatea Ungureni. Și satele din prejur. Pentru cei din familia lor. Și ne-am dus cu ei acolo și, și una dintre cumnatele lor ne-a pus casa la dispoziție și am mers și acolo și am făcut evangelizare. Și cumnata lui s-a pocăit. Ea împreună cu fata ei. Se duceau bietele femei la 20 de, sau poate 30 de kilometri la Târgu Lăpuș, la biserică, duminica. Era o porțiune de drum neasfaltat.
până la șoseaua principală, vreo 10 km. Treceau mașinile sătenilor în sus și în jos. Și nici o mașină nu le lua pe bocăin. Nu le lua nimeni. Și mergeau pe jos, în aproape fiecare duminică, până la autobuz, să meargă la biserică. Ce s-a întâmplat? În urmă cu vreo 10 sau 12 ani, un frate presbiter din Târgu Lăpuș a fost identificat cu cancer. O criză. Ce criză mai profundă ca aceasta? Sunt bolnav de cancer. Și s-a rugat Domnului și biserica. Și el a făcut următoarea jurăință. Doamne, dacă mă vindeci, eu mă angajez să mă ocup de aici de frații din Ungureni. De satul acesta. Mă duc acolo în fiecare duminică să predic Evanghelia. Dumnezeu l-a vindecat. Fratele Petre. El. Dumnezeu l-a vindecat de cancer. Și a început bărbatul acesta, acum cred că ați aproape de 70 de ani, să se ducă în fiecare duminică în Ungureni, într-o casă acolo, la părinții unuia dintre familia aceasta care s-a făcut la Miza și a făcut acolo evanghelizare. Între timp, unul tot din Ungureni ajunsese, nu știu, în Austria sau în America, nu mai știu exact, unde s-a făcut acolo. Și a avut bani mulți. Și Domnul i-a pus pe inimă să el să facă o donație consistentă, să construiască biserică, casă de rugăciune, acolo în Ungureni. Și pe banii lui s-a construit și fratele Bel s-a ocupat și astăzi este o biserică acolo, clădire. S-au mai făcut încă vreo, nu știu, 6 sau 7 femei, toate deodată, numai femei. Și bărbatul acesta se duce în fiecare duminică acolo și predică Evanghelia și duce invitați, și duce predicată, și duce cântăreți, ca să predice Evanghelia acolo. Pentru că a înțeles că Dumnezeu a trecut prin criză ca să se folosească de El. Ca Dumnezeu, care l-a vrut ca să-L folosească, ca să audă o sat întreg. Că Dumnezeu poate fi înțeles și într-o altă formă, nu numai cum credea oamenii de acolo. Ce poate să facă Dumnezeu din noi, din crizele noastre? Vrea să se folosească de noi. Trăim într-o societate care se atâncește, se bălăcește în păcat. Fratele Dubulescu, parlamentar, păstor, el a făcut o poezie odată, spune: există oare în Galat un leac de vindecare? Căci neamul meu este bolnav și rana lui e mare. Se cere leac alinător, se cere o minune. Pentru că și poporul nostru este în criză. Poporul nostru zace în păcat. Ce facem noi cei din biserică? Ne închidem aici între ziduri, rămânem aici, în cochilia noastră și lăsăm pe ceilalți. Uitați, societatea aceasta este putredă pe toate direcțiile, pe toate liniile. Și avem guvernanți corupți, guvernanți care sunt, din punct de vedere moral, care lasă de dorit, dar poate că sunt dezastru din punct de vedere moral. Și ajung să fie puși în frunte. Uitați ce legi dau. Ce criză mai profundă ca această este în care este lumea în care noi trăim. Ce se întâmplă? Că și păcatele din lume, cu timpul ajung să fie păcate în biserică. Problema divorțului nu era o problemă în biserică în urmă cu 20 de ani. Asta este o problemă. Și altele, și altele, și altele. Pentru că nu suntem în locul în care ne vrea Dumnezeu să fim. Rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Dacă ești în criză, nu pierde legătura cu biserica. Nu pierde legătura cu Scriptura. Stai aproape de Dumnezeu. Privește și la tine însuți și vezi care este starea ta. Dacă ai greșit, pocăiește-te. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească în alte scopuri, acceptă voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea ca să plătești un preț, plătești un preț. Chiar dacă te costă, chiar dacă te doare. Dar fă aceasta, că Dumnezeu știe aceasta. Dumnezeu va face din un templu, un stâlp. Domnul să vă dea viuniță la toți. Amin.